Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Iată că într-un cadru primăvăratic și cu o căldură multă, sufletească, a venit astăzi din Moldova, pentru a doua oară în emisiunea noastră, Aurelia Bălan Cojocaru. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Draga mea, atât de mult mi-am dorit să te revăd și iată că Dumnezeu a făcut în așa fel să vii atunci când a vrut El, pentru că eu vroiam de mult și să vii, dar nu s-a putut, pentru că tu ai activități în Moldova, ai activități și în Iași și ești un om foarte ocupat și aș vrea să le mai aduci aminte pe scurt telespectatorilor cu ce te ocupi ca să reamintim un pic celor care știu și să le spunem celor care nu știu ceea ce faci tu. Cred că fac psihologie în toate formele ei, de la psihologia didactică, de la psihologia de predare, pentru că activez și ca profesor și ca decan universitar într-o instituție de învățământ superior din Republica Moldova din Chișinău, consiliere, mediere, consultați, psihoterapie și așa un piculeț de primă dragoste, cum îi spun eu, de televiziune, pe acolo, pe unde mai apuc și pe unde mai are și lumea răbdare cu mine și eu timp pentru asta. Da, Aurelia, pe lângă faptul că este un moderator bun într-o televiziune și emisiunile ei se dau pe Televiziunea Națională din Moldova, pe lângă acest lucru, este și o ființă care are niște puteri paranormale. Noi îi spunem paranormale, ea spune că e ceva normal, că s-a născut cu ele și aș vrea să ne dezvălui și noi câteva din aceste posibilități de a vedea lumea altfel. Da, cred că e de grandoare zis trecut de linia paranormalului. Eu le trec undeva mai mult pe ordinea științei, care în mine este tare multă. A multor cărți citite din foarte multe domenii, a multor veți și a multor experiențe și a multor oameni care a unei arhive întregi de suflete pe care eu le am undeva păstrate la istoricul activităților pe care le desfășor. Și, în rest, sunt anumite abilități, sunt anumite deschideri pentru a înțelege subtilitățile, alt gen de subtilități decât cele pe care le vedem noi muritorii de rând, trecătorii pe stradă. Unele din ele poate venite în urma a anumitor întâmplări din viață, când există careva deschideri și când omul e pus față în față cu ceva necunoscut și de fapt înțelege că e o realitate și asta. Na, nu sunt genul de sensibilități de deschidere pentru fiecare, pentru că nici pe departe nu fiecare dintre noi le putem simți, aplica și înțelege mai departe. Eu de la un timp nici nu mă mai obosesc să le înțeleg, le iau ca atare. M-am împrietenit cu ele. Să dăm un exemplu. Dacă tu vezi un om mergând pe stradă și ești în fața lui, ce vezi mai mult decât vedem noi? Da, pot să-i simt de multe ori un anumit istoric medical, de exemplu, dar asta iarăși nu întotdeauna și nu funcționează întotdeauna nu foarte des. Iarăși sunt oameni pe care îi poți simți foarte ușor, foarte liber, și asta nu înseamnă că trebuie să fie un om solarian, un om soare, da? Un om foarte deschis, un om foarte luminos. Sunt alți oameni la care trebuie să te concentrezi un pic ca să descifrezi, ca să vezi ce este. Pe urmă lucrează anumite lucruri la nivel de percepție. Deja, iarăși, ca să nu mă duc tare departe de știință, însăși fizionomia și însăși chipul unui om, mie vorbește foarte multe despre el, despre predispozițiile care le are clinice, dacă să ne referim la anumite boli, despre tiparul comportamental, despre caracterul omului, deci așa ca un tot întreg. Eu pur și simplu un cumul de informație mai mare care vine mai repede. Bun. Hai să vorbim un pic și despre partea aceea care merge dincolo de pământ.
De, vorbim acum de partea celor care pleacă, de spirite, de suflete plecate, și știi de ce pun această întrebare. Eu cu Aurora am mai discutat lucruri despre plecarea fiului meu și mi-a spus niște lucruri pe care le-a văzut, le-a perceput, și am rămas un pic îngândurată, pentru că, într-adevăr, noi nu le înțelegem cum sunt, de fapt, dincolo. Nu, dincolo sunt altfel. La Dumnezeu lucrurile se văd altfel decât la noi. Sau noi le vedem altfel decât le vede Dumnezeu. Nu știu cum să mă exprim ca să fiu înțeleasă și să fie corect. Noi fiecare le vedem după nivelul de dezvoltare la care am ajuns, după nivelul de cunoaștere. Și iarăși, eu când zic cunoaștere, nu mă refer la cunoștință, că e un pic diferență. Cunoștințele sunt cele care le luăm academic, ce din cărți teoretice. Cunoașterea e un pic alt spațiu, e o altă... Și lucrează altă emisfera creierașului nostru, de regulă, chiar fiziologic vorbind. Dacă să ne raportăm strict, cum ați spus, la spirite, ne ducem pe un teren foarte sensibil, pe un teren energetic, pe un teren care chiar e fabulos pentru foarte mulți dintre noi, și aici, într-adevăr, nu fiecare poate să le înțeleagă, nu fiecare le poate simți. Trebuie să fii conștient unde se termină deducția ta ca specialist și unde începi să simți altceva un pic din alt spațiu. Și iarăși, trebuie să mai fii atent cum îți fabulează creierul, că de altfel ajungi că primești diagnoza de schizofrenie. Îmi spuneai înainte de a începe emisiunea că sunt foarte mulți internauți care își iau anumite, știu eu, exemple din internet, vor să facă niște lucruri și ajung în alte părți. Adică nu este corect, nu este normal și nu este nici bine. Nu, deci lucrurile ce țin, iarăși, de energii. Nu mai zic, Doamne ferește, de ritualuri, că acolo, în general, trecem pe ceva mai mult decât foarte sensibil și periculos. Chiar periculos de perceput de creierașul nostru. Sunt chestiuțe nici pe departe accesibile pentru fiecare. Spațiul internetului oferă foarte multă informație. Și așa cum o știre privită pe mai multe posturi de televiziune va fi cumva dată un pic diferit, știrea va fi aceeași, dar interpretarea va devia cumva pe o anumită rază. Exact așa e și ceea ce înțelegem noi din tot cumulul de informații pe care îl percepe, pe care îl primim. Și sunt oameni care, vrând cumva să înțeleagă mai mult decât pot înțelege ei la moment, vrând să-și ofere sie și anumite răspunsuri la tot genul de întrebări cu care se confruntă, ajung în disperare de cauză să cate soluții și încearcă să găsească soluțiile care vin mai repede, să nimerească în alte spații, se discute cu morții, dacă mi-aduc aminte, o întrebare care am primit-o chiar recent la un post de televiziune de la noi din Republica Moldova. Și lucrul ăsta, nefăcut corect, nefăcut în primul rând fără o pregătire, neștiind tu că ai abilități pentru așa ceva, necunoscând sursa energiilor cu care ajungi în contact, poate să te ducă direct la spitalul de nebuni. În cel mai bun caz posibil, pentru că se pot întâmpla lucruri și mai urâte. Hai să exemplificăm. Nu știu, nu că s-ar fi întâmplat, dar ce s-ar putea întâmpla în momentul în care cineva vrea să ia legătura, de exemplu, cu un suflet plecat mai de mult și vrea să aducă sufletul acela și să stea de vorbă cu el, mă rog, stea de vorbă cu el în față în față, dacă se poate spune față în față, când cu o față nevăzută. În primul rând, există riscul ca să nu înțeleagă ce este imaginația, propria imaginație a propriei minți, pentru că, de fapt, acolo și se proiectează totul. Și să nu înțeleagă dacă i-a reușit sau nu i-a reușit, asta e cel mai ușor ce se poate întâmpla. Altceva se poate ajunge să creadă că aude mai multe voci.
că vede mai mulți oameni, se poate întâmpla să ajungă ceea ce numim noi visul pe picioare. Să nu facă diferențierea între starea de veghe și starea de somn. Când apare somnambulia, bulimia, că te trezești, unii chiar și mănâncă și nu-și dau seama că mănâncă. Ies din casă, fac anumite activități și ajung, se culcă înapoi și nu-și mai aduc aminte nimic. Somnambuli, poate da, cuvinte. Da, somnambulii și este o situație, e mai nou întâlnită, dar se discută foarte mult, mai ales pe internet, bulimia în somn. Nevoia de a mânca necontrolat, stările de vomă și dimineața când te trezești nu ți mai aduce aminte de nimic. Chiar recent citisem anumite cercetări pe fenomenul în cauză. Altceva, poți crede că ți-a reușit foarte bine și ai impresia că primești anumite informații, că sunt furnizate anumite informații cu care ajungi că nu știi ce să faci. De cele mai deseori, ceea ce se proiectează pe creierul tău nu e cel mai corect înțeles și iarăși în viața de zi cu zi apar obstacole serioase pentru că tu te simți diferit deja de restul lumii. Poate apărea grandoarea, poate să-ți pară că ai puteri nemai văzute și să faci din asta o mare situație, dar poți să nu stăpânești informația pe care o primești. Se ajung la cazuri când omul pur și simplu nu mai poate stăpâni ceea în ce a ajuns. În ce ai intrat. Și în disperare de cauză se trec în patim de alcool, de droguri, cazuri de suicid. De asta și am zis că ajung la casa de nebuni în cea mai bună situație. Aurora, eu vreau să te întreb următorul lucru. Deci, ceea ce ai spus tu în termeni tehnici științifici. Puțin zis, da, că așa. Am încercat cât mai pe explicit. Da, este de fapt egal cu a chema un spirit, un suflet pe care nu ai garanția că este acel pe care l-ai chemat tu și poate să vină un alt suflet, un alt spirit. Poate să nu vină nimic, poate să fie doar jocul imaginației. De asta și am zis, că trebuie să fii atent, că când te apuci de ceva trebuie să știi că tot poți face lucrul celălalt. Și trebuie să ai o pregătire pentru asta. Iartă-mă, dacă o face chiar ca o joacă și atunci, iată-te, din joacă dai și în bine, altceva. Da, dar sunt situații, pentru că în marea majoritate a cazurilor cam așa se începe. Și o fac chiar de cele mai deseori adolescenții, din curiozitate, din ia să văd cum va fi. Și din dorința lor de a stăpâni mult, de a conduce, de a înțelege totul deodată, de a avea rezultate din start, fără foarte mult efort. Ei, revenind, acel suflet poate să fie o entitate negativă, pentru că am să te rog, chiar te rog, să explici puțin telespectatorilor care sunt etapele începând de la pământ, de la nivelul pământului, cele etape superioare în care sunt, stagnează sau urcă, cum se spun, numărul cerurilor. Fiecare cultură tratează lucrurile astea în mod diferit. Toate religiile lumii au percepțiile lor diferite, ezotericul percepțiile sale, astrologia percepțiile sale, psihologia iarăși tipul său de percepții. Eu personal sunt sigură că noi de fapt suntem un prototip, viața noastră pe pământ este un prototip al vieții care de fapt urmează, este o pregătire pentru ceea ce ajungem noi să devenim la un moment dat. Și etape ar fi mai multe, până la urmă să ne raportăm strict la suflet, pentru că cu trupul noi toți știm ce se întâmplă. Ne naștem, evoluăm și la un moment dat plecăm din această lume. Alții mai devreme, cei mai norocoși mai devreme, cei mai puțin norocoși cred că mai târziu. Ce se întâmplă însă cu sufletul? Sufletul, el nu are vârstă.
este același din burtica mamei din momentul concepției și până dincolo de trup, până dincolo de ființă, până trece în ceea ce se numește neființă. Dacă să ne raportăm strict biblic, strict religios, trecerea în neființă, e ușor tratată chiar și în Biblie cu un somn, cu o odihnă. Pentru că am vorbit deja, sufletul este același, el nu este materialnic, nu are vârstă, pentru a putea fi diferențiat, pentru ca noi să-l putem înțelege. El capătă forma trupului. Deci sufletul meu e asociat cu forma mea fizică, cum aș fi eu, pentru alte suflete. De fapt, se zice că sufletul, chiar și pe icoanele ortodoxe, apropo, la adormirea Maicii Domnului apare întruchipat Iisus cu un prunc în brațe. Deci sufletul este automat, noi îl percepem ca pe ceva mic, ca pe ceva foarte ușor. Chiar și știind cercetările biologice, asta și ne arată. Că ar avea vreo câteva sute de grame acolo, ceea ce este în noi, la nivel de suflet, la nivel de duh deja, văzut dincolo. Unde ajunge sunt mai multe etape. De regulă, atunci când iese din trup, este atras de lumină și sunt cercetări suficiente care nouă ne arată acest lucru, sinapsele creierului încep să lucreze mult mai repede și omul își cam vede toată viața, ceea ce a făcut și mai bine și cu mai puțin bine, pentru că eu obișnuiesc să zic că răul nu există pe lume. Există lipsa binelui, de fapt, așa cum nu există întunericul, există absența luminii. După asta, ghidat de îngerul păzitor, pentru că neapărat există cineva care ne arată nouă multe și ne trebuie să ne ghideze, așa cum pe pământ există o mamă din trupul căreia ne naștem și care are grijă în primii ani de viață de noi și în alt spațiu când ajungem, avem anumiți ghizi care cumva ne decid unde ajungem, ce vedem, ce înțelegem. Unele cercetări spun că în celălalt spațiu nu ar exista emoții. Eu tind să cred că nu există emoțiile de regret, de părere de rău. În majoritatea literaturii noi găsim că sufletul simte o ușurare atunci când iese din trup și de asta nu prea vrea să se întoarcă înapoi, indiferent de cât de mult este chemat. Și urmează o cale spre o lumină, după alți autori, o cale spre o altă viață, spre reîncarnare, că mulți, și e la modă acum să se vorbească despre asta, până la urmă un om nu știm câte veți are, nu știm sigur că are o viață, un botez și un nume acum, dar ce e dincolo urmează să aflăm. Da, deci vorbind de aceste etape, n-ai punctat faptul că există undeva aceste suflete care există, spun, sunt rătăcite. Da, deci n-au ajuns, n-au plecat. Pentru că până ajunge sus la lumină, ești atras de lumina asta. Dar până ajunge acolo, eu am spus că în diferite culturi văd diferit lucrurile. Bine, cum o vedem noi acum. Și diferite științe, iarăși, văd lucrurile în mod diferit. Dar sufletul mai planează, el trebuie să mai vadă, așa cum am zis, ce a făcut bine, ce a făcut rău, aude, vede, simte totul altfel, se vede pe sieș, vede unde a ajuns, unde și-a lăsat trupul. E ca și cum ne-am ridicat ca o pasăre care am vedea de la înălțime, da? Din camera unei drone, când se vede panorama pământului. Cam așa vede sufletul ceea ce se întâmplă pe pământ și îi ia are un parcurs până ajunge într-un punct final. Unde ajunge, cât de ușor ajunge și care e acest punct final, de cele mai deseori e în dependență de cum a fost viața sa aici, cum a fost trecerea dincolo și de ce s-a pregătit duhovnic, ce spiritual, apropo, să ajungă.
mi-ai mărturisit că tu percepi oarecum aceste, mă rog, parte, unele, nu știu, ai percepții vis-a-vis de aceste sufletele care pleacă, sunt sufletele care pleacă și tu le poți percepe. Ce ar trebui... Aoleu. Ce ar trebui să aibă un om, deci cum sunt eu, de exemplu, să pot percepe sufletul dacă este sau nu este? Pentru că eu îți spun sincer, și am și mărturisit lucrul ăsta, nu a fost un secret, 40 de zile l-am simțit, l-am perceput pe Andrei sub forma unui miros sau unui parfum. Deci unde mergeam era acel parfum pe lângă mine. Am zis prima dată că este vorba de în casa mea, pentru că e în casa mea. Nu, dar l-am simțit și pe casa scării, l-am simțit și în altă parte. Deci era normal să-mi dau seama că acel, așa l-am perceput eu pe Andrei. Doar că după 40 de zile a dispărut acel miros și mi-am dat seama că după 40 de zile, așa cum scrie și în Biblie, când Iisus s-a urcat la ceruri, probabil că și el s-a desprins. Și urcă. Trece la alt nivel, da. Da, urcă la alt nivel. De la acel nivel mai poate veni înapoi, pentru că din câte știu eu, din anii copilăriei mele în care bunicii vorbeau și spuneau să nu chem sufletul înapoi, că este dureros, că sufletul de acolo de unde este ca să-l chem, să se auzeau spiritisme și tot felul de genul ăsta. Este foarte dureros să chemi un suflet să vorbești cu el, pentru că el coboară de acolo de unde este, de la o anumită vibrație și dimensiune, coboară până în material aici, nu ca să se materializeze el, ci să ia legătura cu tine pentru că l-ai chemat tu. Pentru el este foarte dureros. Dureros în termenii noștri, spun, că nu știu cum se simte. Cum se la percepe nivel durerea, da, acolo. Desigur, se percepe durerea altfel și se percepe la nivel de spiritualitate, așa cum am mai zis și nouă singură dată. Morții cu morții și vii cu vii. Deci e important noi aici, ceea ce putem noi face cel mai mult pentru cei plecați dincolo este rugăciunea. Corect. Este continua rugăciune. Diferit de tradiții, diferit de ritualuri, diferit de căror confesiuni aparținem. Tot ceea ce putem noi de aici oferi mai bun pentru ei este rugăciunea. Pentru că de fapt o oferim și lor, dar și nouă. Da, și aș vrea să te întreb, eu am postat o perioadă, chiar 40 zile și un pic după, multe fotografii cu el și cu din ceea ce a scris el, pentru că a scris multe lucruri frumoase, are două cărți pe care vreau să îi le public și sunt în lucru acum, multe din citate din cărțile lui, din poezie sau proză, și la un moment dat cineva mi-a spus, oprește-te, pentru că aceste postări pe care tu le pui, omul le percepe în diferite feluri. În unii din milă, alții din compasiune, alții din prea multă dragoste, și atunci sufletul lui, gândindu-se toată lumea asta la el, nu mai e așa un fel de vapor pe furtună. Deci, în primul rând, noi vibrăm cu oamenii cu care am fost foarte aproape, cu care am avut tangență. Clar lucru că ajungând în alte dimensiuni, avem deschideri și vedem și mai mult, și vedem lucrurile pure, le vedem diferite, cum le putem vedea cu ochii trupului, pentru că acolo le vedem cu alți ochi. E altceva. Dar nu știu eu cât de corect ar fi să zici chiar în situația unei mame care ea face lucrurile așa cum le simte. Și dacă el le simte că le face așa și în primul rând nu deranjează nimănui alt cuiva, până la urmă are un spațiu mai privat sau un pic mai public, expus unui public pe care l-a ales, pentru că dacă vorbim strict de postările de pe Facebook, să înțeleg, să încerci să o oprești din ceea ce face în asemenea momente, mai ales când se respectă și perioada asta de doliu, că primul an, per general, este un an în care noi ne învățăm să acceptăm că omul nu mai e lângă noi fizic. Corect. Nu știu cât este de corect. Pentru că mă întorc la ceea ce am zis. Chiar dacă pleacă, păstrează relația cu cine a avut-o, cum a fost aici. Nu cu toți cei care văd și că... Până la urmă, fiecare înțelege cum vrea să înțeleagă. Și dacă pe cineva deranjează, poate să nu se uite, să treacă cu vederea. Nu neapărat de deranj.
mi s-a spus că energiile care vin de la toți cei care citesc nu sunt întotdeauna la fel de pe aceeași vibrație și atunci fiecare gând care se transmite, emoție care se transmite, ar putea bulversa sufletul lui și nu l-ar mai lăsa să plece în lumină. Sufletelul, el pleacă acolo unde are de sedus, indiferent de ceea ce primește el de aici. Îl ajută rugăciunile și ne ajută și pe noi, pe ăștia care rămânem. Pentru că eu am zis că ajută tare mult pe cel plecat, dar ajută tare mult mai mult pe cel care a rămas. Că îi aduce liniște, îi aduce echilibru, îi ajută acceptarea, traseul ăsta de a accepta. Pentru că o perioadă noi încă ne confruntăm cu ideea. Și de multe ori când noi credem că am acceptat-o, încă de fapt n-am acceptat-o. Ai atât de mare dreptate. Încă suntem la etapa în care noi ne mințim pe noi înșine, exact. că am acceptat. Dar nu poți accepta, adică oricât ai vrea și ai încercat să fii conștient de faptul că a plecat și nu se mai întoarce, acest lucru că nu-l vei mai vedea niciodată fizic este dureros. Da, pentru că noi dezvoltăm anumite adicții de oamenii din jurul nostru. Ființa umană este egoistă, nu-i place să piardă. Omul nu este o ființă perdantă, una care să accepte pierderea. Noi de mici suntem crescuți și educați și creierul nostru se obișnuiește că el trebuie să câștige. Și acolo când pierde și când pierde un om care este foarte aproape, o persoană de care își leagă speranțe, un om cu care se încadrează și social, dar și personal, e greu. Și aici, iarăși, ne vine în ajutor și dacă nu ne putem descurca de sine stătător, mergem la anumiți specialiști care pot găsi leanele potrivite să ne salveze din jocul creierului nostru, pentru că ceea ce se întâmplă după este jocul creierașului nostru. Acceptarea asta sau neacceptarea nu e nimic altceva decât retrăirea emoției. Continuu. Și noi ajungem să nu acceptăm pentru că retrăim de cele mai dese ori câteva din etapele pierderii. 1. Informația, noutatea când a fost venită sau când ai descoperit că omul nu mai este viu. Al doilea, un anumit ritual din înmormântare și a treia, ceea ce apare de multe ori și în vise, însă și în înmormântarea. Pentru că atunci înțelegi că gata, nu mai este și creierul percepe lucrul ăsta, dar tu încă conștient nu vrei să accepti acest lucru. Și ulterior, noi cam aceste episoade le retrăim, le revizualizăm. Și dacă o să stăm să ne gândim și stăm să vorbim cu cineva care a pierdut un om drag recent, ce aduce fiori? Primul gând care îl aduce? Că nu e. Și chiar și apare, iată, apare starea asta fizică că vrei să te prăbușești în jos. Că-i căzut în jos. Un gol, un hău. Gol. Și asta retrăim în creier, în minte, în emoție. Mintea trebuie ocupată cu altceva. Asta este un gând pe care noi îl simțim, noi îl vedem. El nu-l mai vede, el e în altă parte, el e în altă dimensiune, el le percepe altfel. De asta și-am zis că emoțiile în altă dimensiune sunt văzute altfel. Acolo nu există emoția de regret. Există dragostea care o ai față de oameni, pentru că geneza vieții înseamnă dragoste. Însă și din dragostea pentru oameni, Dumnezeu l-a oferit pe propriul său fiu. Și pentru ca retrăirea asta emoției negative să fie mai puțin simțită, dar creierașul să devină mai productiv, vin în ajutor rugăciunile, meditația, vin în ajutor filtrajul gândurilor. Nimeni nu spune să nu te mai gândești la asta. Dar putem să ne alegem o perioadă de timp în zi când ne gândim. De exemplu, de la 8 dimineața până la 8 și un sfert. Cam astea sunt orele cele mai potrivite. De la 20 seara până la 20 și un sfert. Pe parcursul zilei și a nopții ne concentrăm pe altceva. Noaptea pentru somn, ziua pentru activitățile pe care le avem de făcut. Și când pe parcursul zilei vin genul ăsta de emoții, spui creierului, stai că
ți-au mai rămas în ore până te gândești doar la asta. Ce se întâmplă atunci? Că erașul nu percepe că este furat ceva. Deci starea asta de abandon, avortul ăsta a unei structuri neurale, a unei infrastructuri neurale, nu mai e atât de dureroasă. Pentru că el știe că va primi ce e, de ce are nevoie. Ca și cu drogurile. E același tip de terapie. Este terapia de concentrare pe ce, pe firescul lumii, pe firescul vieții. Ne mai dăm seama și ne mai aducem aminte că cum nu venim toți odată, așa nu plecăm toți odată. Încercăm să dăm un randament pozitiv și bun, pentru că noi suntem conștienți că un om care a ținut foarte mult la noi nu ne vrea la pământ. Ne vrea să continuăm. Și de multe ori ne vrea noi la rândul nostru, când vom pleca, tot vrem ca cei care rămân, care ne-au cunoscut, să ne păstreze în memorie frumos, să ne ducă o cinste a memoriei noastre, o cinste a evoluției noastre, și în forma asta suntem mai prinși în ceea ce facem de zi cu zi, pentru că știm că facem bine ceea ce facem. Și ulterior, și celui care a plecat îi e mai bine când nouă ne este. Am senzația că vorbește el prin tine acum. Pur și simplu asta am simțit. Sunt cazuri și nu puține în viața de zi cu zi când noi pur și simplu trebuie să înțelegem mesajele. Pentru că dacă vom întâlni pe stradă o bătrână care se va uita în ochii noștri și ne va zice să te rogi mai mult, poate exista șansa ca noi să mergem câțiva pași, să ne întoarcem și să nu mai vedem bătrâna. De multe ori, anumite mesaje, noi le primim prin vocea celor care rămân. Și anumite semne și anumiți oameni, dar nu ca anumiți oameni, dar toți oamenii din viața noastră, ei vin cu un scop anume, să ne îmbunătățească forma, să ne facă mai buni decât suntem, să contribuie la progresul evoluției noastre. Liberul arbitru din noi deja decide dacă ia partea plină a lucrurilor sau dacă preferă să treacă pe o parte mai cu multe semne de minus. Deci n-am putere să mai vorbesc prea mult. Sunt lucruri pe care mi le-ai spus extraordinare și pur și simplu am simțit, repet, mesajul lui prin tine. E mare lucru să poți înțelege și să simți această comunicare cu cineva care nu mai este, dar este. Deși, da, într-un fel, e într-un fel așa să spui că nu mai este, dar este. Da, este, dar nu mai este cum a fost. Deci trebuie să facem deosebire că nu este fizic. Da, nu mai este. Dacă fizic, nu este fizic, asta nu înseamnă, da, eu așa am zis, viața noastră pe pământ este un prototip al vieții pe care noi ajungem de fapt și pentru care noi suntem pregătiți să o trăim. Toate religiile ne spun asta, toate științele au ajuns deja la această concluzie. Nu mai e o noutate chiar și pentru lumea modernă. Acum deja chiar și jocurile, deci chiar și inteligența artificială se fac cumva pentru a exista o continuitate, pentru a trece în alt spațiu. Noi știm foarte bine că există planete, că suntem influențați de a patra zi a genezei, cum îi spunem noi, de energia cosmică, de energia planetelor. Noi știm foarte bine că sunt oameni aleși, pe care noi ulterior îi numim sfinți, da? De la care putem învăța foarte multe lucruri. Noi înțelegem foarte bine că știința, că psihologia, dacă e să mă raportez strict la psihologia clasică, înțelege și de mult a acceptat că ceea ce se întâmplă în creierul uman se întâmplă conștient și inconștient. Deci sunt cel puțin două faze, sunt mai există mai multe, dar cel puțin este mintea conștientă și, sau subconștientul, ceea ce se depozitează acolo. Specialiștii în hipnoză
dar nu o să vorbesc foarte mult de asta, că e un termen iarăși foarte sensibil și nu e pentru toți. De mult au înțeles că atunci când ajung să lucreze cu o persoană, descoperă în evoluția lui lucruri pe care omul nu și le amintește deloc, absolut. Lucruri care parcă ar veni mature, întâmplate într-o viață adultă. Asta iarăși ne vorbește despre ceva mai mult decât ceea ce vedem noi de zi cu zi. Vreau să-mi spui, am înțeles lucruri foarte importante, este foarte bine să nu încercăm, să nu aducem sufletele prin niciun ritual pe pământ, pentru că ele sunt dacă sunt, dacă nu, să-i lăsăm acolo unde sunt să se odihnească. Riscurile sunt foarte mari, pentru că, așa cum spuneai, și aș vrea să punctez lucrul ăsta, ajung bolile schizofrenie și de fapt este acea posesie de suflet al tău cu un alt suflet care se lipește și care nu-ți mai dă voie să mai... Un altul cu un altele și da, sunt lucruri foarte sensibile și sunt lucruri cu care nu ne putem descurca pe cont propriu și lucruri cu care nu se poate întâmpla mult specialiști să nu se poate descurca. Da, asta înseamnă, am putea exemplifica aici cei care sunt dependenți de jocuri de noroc? Nu neapărat. Pot fi și ei, da? Deci pot fi și ei atacați de, sau parte din ei, nu știu, sunt atacați de aceste suflete, spun zic. Deci diferite dependențe vin din diferite dimensiuni. Dependența de jocurile de noroc de regulă vine ca urmare a necesității de competitivitate, în viață. Deci încerci să suplinești cu o activitate un anumit gol. Noi nu putem ști foarte bine de unde vine acel gol. Poate veni din copilărie timpurie, poate veni din uterul mamei încă, poate veni din copilărie timpurie, poate veni din adolescență, poate fi o carență de educație, poate fi o carență de dezvoltare deja la vârsta adultă. Mulți o încearcă din curiozitate. De asta și zic, creierul trebuie în permanență ocupat. Trebuie să-i dăm o alimentație sănătoasă, să ecologizăm ce e cu ce hrănim creierașul nostru, că asta înseamnă calitatea vieții noastre. Și dacă într-un moment dat noi nu am oferit creierului o mâncare sănătoasă, emoțional vorbind, el are tendința, dar eu am zis de mai multe ori, gândurile negative sunt ca radicalii liberi. Gândurile pozitive sunt ca o structură de ADN, ca un struguraș, evoluează una de la alta. Gândurile negative au aceeași formă ca un ADN, ca un strugure de poamă, dar acolo unde dacă gândurile pozitive sunt strâns legate una de alta, gândurile negative sunt ca radicalii liberi, umblă. Și de cele mai deseori infectează și din strugurașul gândurilor pozitive. Și rup, și fură. Și cam asta se întâmplă cu ecologia asta a creierului nostru. Când hrănim creierul cu o informație negativă, această informație negativă o poate infecta și pe cea bună și pe cea pozitivă pe care o avem în creierul nostru. Dar noi suntem pregătiți în codul genetic pentru o activitate clar structurată, pentru o activitate pozitivă. Noi suntem pregătiți. Copilul se naște pentru a se dezvolta, pentru a-și dezvolta creierul său. Cum o poate face? Fie rămâne o brută și ia tot ceea ce acaparează din jur și cu bune și cu rele și el nu știe face filtrajul și nu poate înțelege ce trebuie să păstreze și ce nu trebuie să păstreze. Fie la un moment dat nu se poate descurca pe cont propriu cu ceea ce a ajuns să devină și gata să suplinească, neavând o ocupație pentru creier, că nu zic exact o ocupație fizică, dar pentru minte, fricile noastre, sunt lucruri minții noastre, sunt emoțiile noastre, același gen se întâmplă și cu anumite dependențe. Iată, dependența jocurilor de noroc vine să completeze un gol. Aici stau lucrurile. Deci este o lacună undeva și dependența de asemenea activități vine să o completeze. În zilele noastre, cea mai apropiată de asta este dependența de calculator, de internet. Când mami la bucătărie preferă să-i lase tableta copilului ca ea să fie lăsată în pace și copilul jucându-se la tabletă nu simte cum trece timpul.
și capătă dependența de asta, pentru că el trece într-o lume virtuală, într-un spațiu virtual. Dacă el nu ar avea tabletă, ar veni și ar trage de fustă pe mami și ar pune nu știu câte întrebări. Pentru copiii se plictisesc, dar creierul copilului fiind curat, el înțelege că are nevoie în permanență de ce, pentru ce, cum, de unde, sunt întrebările cele mai frecvente pe care copilul le dă. El atunci, pur și simplu, își alimentează creierașul său. Și dacă mami, fiind foarte ocupată, îi țipă că lasă-mă în pace, că trebuie să fac ce am de făcut, copilul se agață de ce poate el să se agațe la momentul actual. Și poate să nu fie o informație foarte benefică pentru el, cu care, ulterior, la vârsta adultă, să nu se poată descurca. Aici, mă pun, am putea dezvolta subiectul ăsta cu jocurile de noroc foarte mult, pentru că am întâlnit în viață multe persoane cu aceste dependențe și m-am rămas șocată de ce a putut să facă această dependență din viața omului. Deci pur și simplu te distruge. Da, duce la fapte nechipzuite. Ele sunt astfel construite încât să provoace azartul și să vrei să continui în speranța unui câștig, în speranța unei refulări, în speranța de a dovedi că se poate. Deci e o piramidă bine gândită și poate că de la început nici nu a fost atât de bine gândită cât s-a construit în timp. Da. Eu aș vrea să te întreb un lucru. Așa, între noi două și nu ne aude nimeni. Piramida asta nu se poate strica? Dacă o să existe cât mai mulți oameni conștienți, cu siguranță. Tot ceea ce este făcut de om, în primul rând, este și împotriva omului, același automobil. Deci te poate ajuta, dar te poate lăsa și schilodit. Și tot ceea ce e construit de om nu e veșnic. Nu poate fi veșnic. Corect, așa este. Așa cum nici omul material nu este veșnic. Trăim o lume efemeră, pur și simplu, și o iluzie în tot și în toate. Doar că este iluzia noastră proprie, aici și acum. Da, la momentul actual. Și dacă noi am fi, de fapt, conștient, dacă noi am trăit mai mult în prezent și am fi foarte atenți la cuvintele pe care noi le spunem, la faptele pe care noi le facem și la gândurile pe care noi le gândim, dacă am fi cu noi în permanență, nu am trăit în iluzia efemeră. Dar am trăit conștienți, ancorați în prezent, într-o continuă auto-observație și într-o continuă responsabilitate de sine. Asta ține foarte mult și de educația care o primim sau care o dăm mai departe? Asta, desigur că ține. Eu zic altfel. Aproape toți copiii se nasc la fel. Ei se nasc perfecți. Ce ajung să fie nu e nimic altceva decât suma a ceea ce au întâlnit în cale. Acum a fost educat de mama, de tata, a ceea ce a văzut, a ceea ce a primit. De fapt, nici nu atât de mult cum a fost educat de mama și de tata, dar cum au fost educați mama și tata. Pentru copilașul este ca o maimuțică care copie și reproduce la un moment dat. Și o altă etapă este etapa la vârsta conștientă, la vârsta adultă, când omul poate deveni un autodidact dacă își dorește și dacă își propune și dacă găsește voință și impunere să iasă din cercul de confort. Pentru că tot neamul de dependențe și tot neamul de proastă calitate de întâmplări și de activități ale noastre sunt, de fapt, un scăunel foarte comod și noi tare greu ne dezlipim de el. Parcă suntem lipiți cu un super glue acolo. Și dacă ne dezlipim și am stat lipiți, ne cam ustură de la început. Dar pe urmă ne simțim mult mai bine și mult mai ușor. Uite, usturimea asta, durerea asta, nu toți sunt gata să o treacă, să o facă. La vârsta adultă vorbesc, acolo când poți stăpâni viața, când o iei în mâinile tale și poți fi un autodidact în toate domeniile. Aurora, pentru că mai avem doar două minuțele până se termină emisiunea, aș vrea să concluzionez un pic despre ce ai vorbit până acum, pentru că este foarte important ca telespectatorul nostru să înțeleagă din tot ce ai vorbit esența. Esența e, nu mă duc departe de ce am zis până acum, o continuă auto-observare a ceea ce facem,
acum facem, a oamenilor cu care interacționăm, a momentelor care ne se întâmplă în viață. Următoarea etapă este mulțumirea, să învățăm să fim mulțumiți pentru toate, mulțumiți și mulțumitori. Și al treilea, ecologia gândurilor și întâmplărilor noastre, pentru că valoarea noastră este direct proporțională cu valoarea cuvintelor și faptelor pe care noi le facem și cu care ne raportăm la cei din mediu și din jurul nostru. Adică, stimați telespectatori și dragi prieteni, cu alte cuvinte, cu ce dă mână dai, cu aia primești, ce dăruiești, aia se întoarce înapoi ca un bumerang, ceea ce gândești, aia se transformă, se materializează și îți vine în viața ta, iar sentimentele sunt la fel ca un bumerang. Trimiți iubire, primești iubire. Nu trimiți iubire, nu încercați să vedeți ce primiți, pentru că veți fi dezamăgiți de ceea ce, de durerile prin care veți trece. Aurora, îți mulțumesc din toată inima mea cum că ai venit și că ne-ai oferit 50 de minute frumoase din viața ta și te-ai deplasat din Iași până aici special pentru această emisiune. Îți mulțumesc. Te mai așteptăm cu mare drag. Cu tine se poate discuta nu o oră, nu două, ci zile întregi și sunt sigură că telespectatorii așteaptă și vor cu tot din adinsul să mai stai cu mine la un pahar de apă la discuție în fața lor. Te aștept să revii. Cu mare drag. Dragi mei prieteni, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim pentru atenție, pentru că sunteți cu noi. Nu uitați, eu am soarele acolo, soarele lui Marian, mereu spun soarele de la emisiunea Matinal cu 1, este acolo și nu pot să termin emisiunea până când nu vă spun din nou. Soarele răsare peste noi toți, mai buni sau mai puțin buni, și apune la fel. Să nu ne culcăm supărați cu nimeni, și să mulțumim lui Dumnezeu, așa cum spunea Aurora, să mulțumim, să fim mulțumiți și mulțumitori pentru ceea ce avem, pentru ziua noastră de astăzi, trăind în acum, și să mulțumim și pentru ziua de mâine, că Dumnezeu ne asigură oricum. Mulțumesc, Aurora, mulțumesc și dumneavoastră, mâine minunat, la revedere!